La versetul 18, eu vă voi fi tată. Scump fii și fiice ai lui Dumnezeu, ce dulce făgăduință este cea cuprinsă în versetul acesta sfânt pentru fiecare dintre noi și pentru toți. Dacă noi avem totdeauna toată grija sfântă și veghetoare de a ne feri de orice rău, de a ne depărta de orice necurăție și de a nu atinge nimic urât și osândit de cuvântul și de voia Tatălui nostru, cât de dulce și de mângâietor sună pentru noi făgăduința Lui cea scumpă, eu vă voi fi tată, iar voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul. Cred că nu-i pe lumea asta o altă făgăduință mai dulce și mai mângâietoare decât această fericită și sfântă făgăduință făcută de dulcea dragoste a bunului nostru Tată Ceresc. Eu vă voi fi tată, spune El, tată nu stăpân, tată nu împărat, tată nu judecător, tată dulce, tată iubitor, tată scump. El ne este tată iubitor care ne mângâie cu toată duioșia dragostei, care ne strânge la sânul său cu toată căldura milei, care ne alină toate ranele, ne șterge toate lacrimile, ne sărută dulce obrajii loviți, ne liniștește inima zbuciumată, ne vindecă durerile ascunse. El este tată blând, care ne mustră cu bunătate când uităm de ascultarea Lui, ne aduce aminte cu răbdare când uităm voia Lui, ne pedepsește cu milă și cu îngăduință atunci când uităm vegherea și grija sfințeniei Lui. El, Tată răbdător, când suntem prea înceți și prea leneși în facerea binelui, când întârziem în împlinirea datoriilor noastre, când suntem ispitiți să alunecăm și noi iarăși înspre cele ce odată le părăsisem și de care uneori suntem slabi și iarăși ne lăsăm amăgiți. Un tată adevărat rămâne toată viața tată pentru fiii și pentru fiice sale și în orice vreme. Tatăl nostru, Domnul Dumnezeu, nu poate fi decât bun, iubitor, înțelegător, milostiv și răbdător față de noi toți, fiii și fiicele Lui, oricare ar fi starea dintre noi, fiii Săi. Fiii unui tată nu totdeauna se iubesc și se înțeleg între ei tot, dar Tatăl îi iubește și îi înțelege pe tot. Unii fii se pot lepăda și se pot despărți de tatăl lor, dar Tatăl adevărat și inima Lui nu se poate despărți de tot de ei niciodată. Fiul cel pierdut a putut jigni pe tatăl său, a putut rânti poarta cu mânie, a putut pleca fără să se uite înapoi și a putut trăi departe de tatăl său ani de zile fără să-i pese și fără să-l doară. Dar tatăl n-a putut. El a plâns la despărțirea fiului, l-a durut la trântirea portiței, l-a zdrobit că fiul pleacă fără măcar să se uite înapoi și a suferit toți anii depărtării lui, stând adesea cu mâna streașină la ochii scăldați în lacrimi și privind ceasuri întregi pe drumul de unde aștepta să se întoarcă iarăși dragul lui copil plecat. Și când fiul în sfârșit s-a întors, cine l-a văzut mai întâi? Cine a alergat de departe înainte? Și cine a căzut pe gurmazul lui și l-a sărutat mult, mult? Cine decât dragostea zdrobită, dar rămasă dulce a tatălui, inima frântă, dar rămasă iubitoare a tatălui, sânul lui disprețuit, dar rămas cald, primitor și bun. Dintre toate iubirile mari, adânci și răbdătoare din lume, cea mai mare, cea mai adâncă și cea mai înțelegătoare, cred că este iubirea Tatălui. Iubirea mamei e altfel, e mai ușoară, mai zgomotoasă, mai săritoare, mai apropiată, ca o cămașă mai aproape de piele, dar mai subțire. De când iubirea tatălui este ceva mai depărtată, mai tăcută, mai liniștită, dar ea este cea mai adâncă,
mai caldă, mai durabilă. Ca un cojoc care este ceva mai departe de piele, dar este mai cald, mai ocrotitor, mai gros, mai sigur decât cămașa. Iubirea mamei, chiar dacă e mai apropiată, este mai slabă și nu te poate totdeauna ocroti și ajuta prea mult. Dar iubirea tatălui, chiar dacă nu este totdeauna zgomotoasă și săritoare, este totdeauna puternică, statornică, credincioasă, apropiată și plină de înțelegătoare bunătate. Iată dragostea Tatălui nostru Ceresc, pe care trebuie să-L iubim din tot sufletul nostru, cu acea iubire profundă, supusă, devotată și veșnică, pe cât de mare este datoria noastră față de tot ce ne-a dat El și ne-a promis Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie simțământul inimii noastre față de El și din izvorul acesta trebuie să curgă neîncetat toată dragostea cu care să fim și noi gata totdeauna să-I dăm ascultarea și iubirea vieții noastre întregi Domnului Dumnezeu Tatăl nostru, neschimbați față de El cum este El față de noi, atunci și noi vom fi Lui adevărați fii și fiice, cum El ne este nouă un adevărat Tată și Părinte. Amin.